Cele mai mici prețuri la FIFA Coins le găsiți pe site-ul lolga.com. Aveți link-ul și un tutorial de cumpărare în descriere. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17. Românii din Premier League. După egalul cu Chelsea, iată, vine o partidă în deplasare la Hull City. Haideți să vedem pe ce loc se află Hull City, pe locul 19. Trebuie neapărat să câștigăm meciul ăsta. Trebuie neapărat să facem ceva și să câștigăm această partidă. Trebuie să vedem ce vom face, pe cine vom folosi. Stanciu și Kipciu, nu-i vom folosi meciul ăsta. Nu-i vom folosi deoarece sunt extrem de obosiți. O să-l folosesc pe Prepeliță. Unde ești tu, Prepeliță? Vino aici. Prepeliță. Kipciu o să-l schimb și o să-l folosesc pe Big Falvi. În fața Andone, Stancu. Nici pe Stancu. O să-l folosesc pe Torje Kirikeș. Îl schimb și pe el, îl bag pe Dragoș Grigore, îl băgăm și pe Moții. Săpunarul îl odihnim și pe el și îl băgăm pe Mățel. Cam asta e echipa. Radu Ștefan oare și-o fi revenit? Și-o fi revenit Radu Ștefan? Nu cred. Nu știu dacă și-a revenit. Nu știu dacă putem să-l folosim. Nu putem să-l folosim pe Radu Ștefan. Haideți să vedem... Filip... Îl punem pe Filip. Nu avem altă soluție. Filip, iar în locul lui Hoban va intra Răzvan Marin. În locul lui Hoban îl bag pe Răzvan Marin. Unde ești, Marine? Răzvan Marin, Mitriță, poate va intra și el în repriza secundă. O pun aici în locul lui Adi Popa, care este destul de obosit. Avem echipa odihnită, hai să-l bag și pe Tătărușanu în poartă. Îl bag și pe Tătărușanu, dăm la legendarii și mergem în deplasarea de la Hull City să câștigăm. Avem nevoie de cele 3 puncte, neapărată nevoie de cele 3 puncte. Românii întâlnesc Hull City. Hull City versus românii din Premier League. Suntem pregătiți de spectacol, suntem pregătiți de match-ul. Hull City trebuie să se țină bine. Mai pregătiți ca niciodată, dornici de victorie. Prepeliță, câțiva jucători sunt la debut în acest sezon. Prepeliță, pasă bună pentru Yannis Hagi. Yannis Hagi. Pasă greșită dată de Yannis Hagi. Să vedem, Hull City respinge portarul balonul. Prepeliță, Andone, mai departe pentru Yannis Hagi, cere mingea, Răzvan Marin o primește, Răzvan Marin, Răzvan Marin, bun dribbling lui Răzvan Marin, atrebe Răzvan Marin, Răzvan Marin în fața golului, Răzvan Marin, șutul peste poartă, ce frumos pătrunde Răzvan Marin, șutul însă se duce peste poartă și Hull City scapă cu fața coată, minutul 19, iată a fost foarte aproape să deschidem scorul, din păcate n-a reușit, tot Răzvan Marin recuperează balonul. Foarte bine intră în interiorul terenului Răzvan Marin, pasă perfectă pentru Yannis Hagi, n-are ce faci, nu. Yannis Hagi pare de pe altă planetă în aceste momente, nu s-a acomodat, nu reușește să facă față. Bună recuperarea asta, jocul continuă, pasă bună, din nou pasă, unde dai, unde dai? Doamne, ce ocazie mare am avut să deschidem scorul, iată o pasă simplă, erau 3 jucători de ai noștri în careu. De ce a dat așa de tare? De ce a dat așa de tare și trebuie să avem grijă la acest contraatac? Hull City ne poate dărma pe acest contraatac, să vedem pe Dragoș Grigore, tackling, lovitura de cap a noastră, noi dăm cu capul aici. Andone, mai departe pentru Răzvan Marin, tot Răzvan Marin, așteaptă să vină și Mățel, Mățel, intră în careu, Mățel, foarte bine, Mățel! 1-0! Ce dribling reușește Mățel! În minutul 40 reușim să deschidem scorul, Mățel marchează, bară gol, iată, dă cu dreptul dintr-o poziție grea, Hull City se vede condusă cu 1-0, Mățel marchează, iar românii din Premier League, par a fi pe val, să zic așa, a jucat bine, Răzvan Marin e fenomenal, Răzvan Marin în formă maximă. Andone, mai departe pentru Yannis Hagi, Yannis Hagi vine cu o centrare bună, Răzvan Marin! Oh, aproape Răzvan Marin să dea cu capul, se termină prima repriză, avem 1-0, ceea ce e bine că am jucat, am fost peste adversarii noștri și reușim să facem față cu brio. Kipciu, poate pe Enache o să-l introduc în repriza secundă și pe Mitriță. Grijă băieți, nu ieși Tătărușanule, Yannis Hagi. Mai departe pentru Torje, Torje poate profita de viteza sa, Torje, Torje, să-l vedem pe Torje, Torje, acum se poate remarca Torje, Torje, e fault, e fault, nu, dar iată cât de repede se ridică Torje, nu vine să cred, fenomenal, Torje, ce trece are Torje, pentru doi jucători, Torje pasă pentru Big Falvi, Big Falvi, preluare, șut în blocaj, Torje la balon, acum Torje șutează și este corner, incursiune fenomenală a lui Torje, iată se ține puțin de cap, cred că s-a lovit, oricum a fost...
A fost o intervenție dură asupra sa. Vine centrarea lui Prepeliță pentru Big Falvi. Mățel! Ce încearcă Mățel? Ce execuție pretențioasă încearcă Mățel și vine momentul în care voi face modificări. Schimb pe Ianis Agi, îl bag pe Enache aici. Îl bag și pe Mitriță în locul lui Andone. Răzvan Marin îl voi schimba cu Tănase. N-am ce face altceva, Răzvan Marin obosit, a jucat perfect. Efectuăm cele trei modificări, sper ca Mitriță să joace și el bine. Să-l vedem în acțiune și pe Mitriță, este prima partidă în care va evolua Tănase, Prepeliță. A plecat Torje, a plecat Torje, Prepeliță, două pasă bună, Torje. Torje are viteză, Torje, intră în care și e penalti, oare? Nu, nu, tackling-ul e perfect. Ce tackling bun. Dacă era penalti, se cam termina povestea. Iată acum centrare, Mitriță, ce să dea Mitriță cu capul. Nu lăsăm balonul să iasă în afara terenului și nu facem bine, deoarece am pierdut posesia. Se îndepărtează pericolul în aceste momente. Tănase. Schimbăm partea. Da, așa trebuie să facem. Moții avansează. Moții, iată, mai poate și Moții. Mai poate și Moții. Moții se duce probabil pe o centrare. Pasează bine. Frumos Tănase din prima pentru Prepeliță. Prepeliță, Prepeliță. Aproape de recuperare Prepeliță. Iată acum Torje. Torje. Mitriță, Mitriță, nu e gol, nu e gol, doamne ce ocazie mare, ratează Mitriță de a face 2-0 în minutul 90, nu cred, nu cred că n-a fost gol. Din nou un corner, Prepeliță centrează bine pentru Enache, Enache, ar trebui mingea lăsată să iasă, iese portarul bine și boxează, Dragoș Grigore. Oh, Dragoș Grigore împins, jocul continuă, Prepeliță încearcă să intre în careu, până la urmă e deposedat. 3 minute ar da de la margine, se termină partida, se termină partida și câștigăm. Câștigăm cu 1-0, victorie importantă, vin 3 puncte bune. Și haideți să vedem la Mitriță aici dacă ne arată. Nu știu. Dacă ne arată, doamne ce ocazie. Să vedem dacă a fost gol sau nu. No, pe linie a căzut. Pe linie a căzut. Doamne, doamne, ce păcat. Asta este. Un șut frumos, de altfel reușim să câștigăm. Mățel a adus victoria. Everton bate cu 1-0. Doar 1-0. Everton, haideți să facem aceste antrenamente. Avem nevoie de ele ca de aer. Avem nevoie de ele ca de aer. O să schimbăm și numerele jucătorilor, o să schimbăm puțin și formația, zic eu, o să joc un 4-4-2, cineva mi-a recomandat asta. Și dar totuși hai să vedem cu cine avem. Avem cu Tottenham, oh, răzbunarea, poate fi răzbunarea lui Tottenham în aceste momente. Nu acceptăm oferta turcilor și vreau să schimb numerele jucătorilor. Începem așa, Pantilimon, îi dau 1. Îi dau unul lui Pantilimon, Săpunarul 3, Chiricheș, îi iau la rând oricum, îi iau la rând, nu stau, îi dau 2. Gardoș, îi dau 4, Gardoș 4, vreau să fac frumos Găman, nu știu, Găman o să-i dau undeva la, cred că 20, 22 îi dau lui Găman. Ovidiu Hoban îi las 7 sau 8. Hai cu 6-le. Kipciu 8. Stanciu îi dau numărul 10 lui Stanciu. Și lui Kipciu o să-i dau 7. 10 Stanciu. Kipciu 7. Ianis Hagi. Nu știu, o să-i dau un 55. Nu știu, vreau să dau, nu-mi plac numerele astea. Andone îi dau un 9. Bogdan Stancu îi dau 11, Tătărușanu îi dau 13, parcă 13 sau 12, nu mai știu ce poartă el. Da, îi las 13, e un număr frumos. Torje îi dau 16, ce jucători mai avem noi pe aici? Big Falvi îi dau 14, deci avem așa, cine e? Cheșeru, 99 îi dau lui Cheșeru. Îi dau 99, am 9 le-am dat, 11 le-am dat. Îi dau 99 lui Cheșeru. Cine mai? Adi Popa, Motoreta, 77. 77 îi dau lui Adi Popa.
Că i-am dat lui Kipciu pe 7 și le-au luat Adipopa 77. Enache, Manea. La un moment dat nu mai știu, Radu Ștefan, el, lui parcă i-am scris, dau 4, nu? Sau? Stați puțin. Radu Ștefan. Deci avem așa. 1, 2, 3, pa, a, deci haideți să-i dau lui Gardoș atunci 4 cu Radu Ștefan și dau lui Radu Ștefan 5. Unde ești, Radule? Îi dau 5 lui. Rotariu, Marin, ceilalți îi lăsăm așa momentan. Nu știu exact ce numere să le mai dau. Ne mai gândim între timp. Eu aș vrea să joc un 4-4-2. 4-4-2, să vedem unde e 4-4-2 holdingul ăsta. Așa voi juca 4-4-2 holding și cineva a recomandat ceva de genul. O să vă arăt un Filip Dragoș Grigore, Chiricheș și Săpunarul la mijloc, stânga Tănase, dreapta Adipopa în centru, Stanciu cu Kipciu, nu? Da? Atacant Cheșeru cu Andone, portar Pantilimon. Cheșeru Andone, aici stânga. Nu știu dacă o să joc chiar cu Tănase. Cred că mai mult joc cu Torje, Kipciu, da, Stanciu. Să-l bag și... nu Bogdan Stancu, Stanciu am zis. Unde este Stanciu? Unde este Stanciu? Rotariu, Mățel, Radu Ștefan și-a revenit. Radu Ștefan, doamne, bun. Și-a revenit Radu Ștefan, Stancu. Stai să-l schimb cu Stanciu. Unde e Stanciule? Nu-l văd eu pe Stanciu. Am. E în primul 11 Stanciu, cum să-l văd? Cum să-l văd că e în primul 11? Torje, Kipciu, Stanciu și aici în dreapta Adipopa, normal. Cam asta este echipa. Haideți să vedem la rezerve ce am putea face. L-a scoate de aici pe Ianis Hagi momentan. Și l-aș pune pe Prepelița care joacă destul de bine. Pe Rotariu în locul lui Enache, care e într-o formă slabă. Pe Ovidiu Hoban putem să-l schimbăm cu cineva? Cu Mitriță? Sau cu Răzvan? Cu Răzvan Marin. Și cam atât momentan. Cam atât momentan, pentru noi va fi o partidă extrem de interesantă cu Tottenham. Trebuie să câștigăm, avem nevoie de cele 3 puncte, Tottenham este pe locul 4. Noi suntem pe prima poziție momentan, dar Chelsea are 2 meciuri mai puțin jucate. Asta este, n-avem ce face. Arsenal, Hull City, stă Crystal Palace, Swansea, Leicester. Noi jucăm cu Tottenham, noi vrem să câștigăm. Eu zic că vom câștiga cu 3 la 1, voi cu cât credeți că vom câștiga? Românii din Premier League întâlnesc Tottenham. Trebuie să ne răzbunăm, trebuie să îi învingem cum am făcut-o acum câteva meciuri, cum am făcut-o în ultima întâlnire cu 2 la 0. Acum trebuie să le dăm mai rău. Din păcate, atunci am pierdut la lovitură de departajare. Acum nu se poate ajunge acolo. Noi vrem victoria, noi vrem cele 3 puncte. Să vedem însă cum va reacționa Tottenham. Am schimbat formația de joc și băieții sper să reacționeze bine. Iată acum Ali. Sunt curios ce se va întâmpla. E o partidă interesantă, o partidă grea. Tottenham e 1 la 0. Ce erori facem în defensivă? Nu cred că putem primi gol așa ușor. Nu cred că putem primi gol așa ușor. Iată minutul 3, Son marchează. Și ne cam taie elanul. Ne cam taie elanul acest gol al lui Son. Radu Ștefan, mai departe pentru Cheșeru. Cheșeru. Cheșeru, pasă greșită, tot Cheșeru recuperează, întoarce pentru Torje, Torje pentru Kipciu, Kipciu, Torje. Bine Kipciu, Săpunaru, suntem periculoși aici, Stanciu, Stanciu, vine șutul lui Săpunaru. Mult prea în forță șutul lui Săpunaru, peste poartă, Hugo Lloris scapă cu fața curată. Totuși e bine că începem să fim periculoși. Dar trebuie să avem grijă în defensivă, acolo unde totul se poate face praf în doar câteva momente. Bună recuperarea lui Săpunaru. Nu, 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 din nou eroare, Son. Son vine concentrare, respingem, Gardoș. De ce joc eu cu Gardoș? Vreau să joc cu altcineva, cu Dragoș Grigore acolo. Am uitat să schimb eroarea mea. Gardoș reține Pantilimon balonul și acum degajează lung. Popa. Kipciu. Mai departe pentru Torje. Iată pe Torje, are viteză mai bună oare decât Martinez. Da, Torje are viteză mai bună decât Martinez. Intră care o Torje, Torje, Torje. Torje obține cornerul. E bine. E bine că obține lovitura de la colțul terenului. Vine centrarea. Centrare pentru Gardoș, lovitura de cap. Reține Hugo Lloris.
Bine a venit Gardos și acolo, dar Hugo Lloris atent, n-are probleme. Primele 15 minute n-a fost rău jucate de noi, dar eroare. Eroare în moment, într-un moment în care n-aveam nevoie de așa ceva. Săpunaru, iată pe Săpunaru pe unde a ajuns. No, Gardos foarte cal, Chiricheș și el aproape de o mare gafă, Adi Popa. Cheșeru, Torje. Torje avansează, Torje, e faul de galben. E faul de galben, Walker. Walker va vedea cartonașul galben, nu se poate așa ceva. Da. Îi se acordă cartonașul galben, dezamăgit, dar nu înțeleg de ce a fost un faul clar. Torje joacă scurt cu Stanciu. Stanciu mai departe pentru Adi Popa, preluare bună lui Adi Popa, șutul în blocaj. Adi Popa, motorul, nu prinde un șut bun, a încercat un șut plasat Adi Popa. Cred că mai bine venea cu unul în forță. Nu se dă faul, jocul continuă și are probleme un jucător de-a nostru, se ridică greu de la pământ, Kipciu. Trebuie să-l blocheze pe Son, Son are viteză, iată cum se duce Son, dar vine și Kipciu aproape de el. Ei, dă cu pământul în piept lui Kipciu. Nu acceptăm așa ceva, domn arbitru. Tătărușanu, ai patilimon, de ce am zis Tătărușanu, Kipciu. Nu s-a întors foarte bine Kipciu, iată ce faul dur facem acolo. Tottenham poate marca și golul 2, dar reușim să respingem. Pantilimon, intervenție bună. Ocazie mare pentru Tottenham de a face 2-0. Reușim să respingem. Mingea rămâne la Ali. Ali nu vine cu șutul. Întoarce bine balonul. Iese acum Pantilimon și reține. Haideți băieți. Haideți că putem mai mult de atât. Kipciu. A plecat Cheșeru. Cheșeru. Mingea nu mai ajunge la el. Pasa a fost slabă. Bine, ai. Nu trebuie să ne complicăm. Nu trebuie să ne complicăm, băieți. Vine șutul în blocaj. Vreau mai mult, mai mult curaj. Șutul peste poartă. Șutul peste poartă. Vreau mai mult curaj. 13 minute până la finalul primei reprize. Tottenham conduce cu 1-0. Andone. Inexistent în prima repriză. Adi Popa se întoarce cu balonul, Stanciu, Kipciu, trebuie să forțăm cumva, pasa acum bună pentru Torje, no, e mult prea tare, mult prea tare, ce pase sunt astea? Haideți băieți, greșim mult prea ușor. Tottenham scoate elegant din 3 pase, au scos 4 jucători din joc, însă e Radu Ștefan, bine. Da, Gardos, bravo, îți mulțumesc, ești fenomenal, ești fenomenal, Gardos de fraier. Bun. Să ajunge Torge la balon, Stanciu. Hai, Stanciule, tatică, n-ai făcut nimic până acum de când ai venit la noi. Se dă fault. Se dă fault. Supăra jucătorul nostru, dar asta este. N-avem ce să facem. Gardos. Kipciu. Kipciu. Reușește dribblingul Kipciu într-un final. Kipciu. 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 Intră în care o pasă bună. Mai departe vine șutul. Slab. Șut slab. Cine a fost? Nu-mi dau seama, n-avea cum să primească așa un gol Hugo Lloris cu un șut atât de slab. Poate numai să fi fost deviat. Priviți cum ține Tottenham de balon, dar Adi Popa cu Rose. Aruncare de la marge pentru Tottenham. Un minut până la pauză. Haide, nu. Adi Popa, de ce încerci să dai cu călcâiul? Iată acum atac periculos, Ali. Chiricheș, stai pe picioare. Vine și Gardos aici la Kane. Gardos, de această dată bine. Ultimele momente ale primei reprize. Andone. Oh, n-a venit nimeni, a încercat un doiu. Dar cu cine, dacă nu vine nimeni să te ajute? Tottenham acum periculoasă, este ultima ocazie a primei reprize. Gardos, nu e Chiricheș care. Îi place lui să se complice. Și ești schimbat. Acum fac schimbarea seara lui Chiricheș. Că n-am pe cine să bag în locul lui. Da, n-am niciun fundaș. Doamne, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. 2-0 e greu. E greu să dăm două goluri. E greu să dăm două goluri într-o repriză în care Tottenham cu siguranță se va apăra. Cheșeru. Adi Popa. Avansează Adi Popa.
Dă-i galbenul, nu-l ierta pe Son, nu-l ierta pe Son, îi dai galben, da? Iată, vede și al doilea cartonaș galben, Tottenham, să pun aro. Gardoș, Radu Ștefan, Radu Ștefan, pară, nu, ghinion, cum intram, îi vine șutul lui Chiricheș în blocaj. Doamne, doamne, avem ghinion. Haide, să nu câștigi, e cu trei capete mai mic ca tine ăla. Să nu câștigi duelul la cap. Să pun aro. Kipciu. Pasă bună, jucăm bine aici, Adi Popa intră în care, Adi Popa. Deposedat, am început să punem presiune la poarta lui Tottenham, asta este bine. Gardoș nu va mai juca în următoarea partidă, asta e clar. După mergem în deplasare la Leicester. Leicester, echipă ce ne-a bătut. Doamne, doamne. Cum era un gol acum? Cum era un gol la acea fază, la șutul lui Radu Ștefan? Pase slabe, pase ușoare. Chiricheș, Gardoș, astăzi ei au fost oamenii ce ne-au tras în jos. Pantilimon, Radu Ștefan. Păcat că șutul său n-a intrat în poartă. Adi Popa. Nu mi s-a părut un număr la umăr, dar nu nimic. Suntem acum în moment greu. Tottenham e periculoasă. Fără faul, fără faul vine cu centrarea. E corner. Tottenham, nu, iată, nu e corner. Am crezut că se va da lovitura de la colțul terenului. Mi s-a părut că nu i-a dat în balon, dar mai bine. Cu atât mai bine. Să vedem acum pe Adi Popa. A plecat Torge. Torge, sprintează Torge, oare vine concentrare, da, vine concentrare, Ugo Loris are probleme, de ce nu urmărești balonul Adi Popa? Lipsă de urmărire a balonului, la două faze, puteam egala, în aceste momente putea fi 2-2 dacă era mai atent și iată cum se poate face 3-0, să vedem acum, Ali, nu luăm gol, nu luăm gol acolo Pantilimon, bine, bine Pantilimon, vine și modificarea noastră, Cheșeru schimbat cu Stancu, îl bag și pe Rotariu în locul lui... Îl bag în locul lui Torge. Și mai bag pe cineva. Pe Răzvan Marin în locul lui Kipciu. Așa facem. A fost slab azi. Nici Tanciu, nici Kipciu n-au făcut absolut nimic. Să vedem Tottenham. Joacă la colțul scurt. Adi Popa încearcă aici să câștige. Fără faul, băieți, dar nici nu-l lăsa să se distreze cu noi. Acum putem contraataca. Adi Popa. Adi Popa. Bine, Adi. Bine, Adi. Ajunge la balon. Adi Popa. Adi Popa. Sprintează. Adi Popa. Iată cum sprintează motorul nostru. Adi Popa. Intră în careu. Adi Popa. Să vedem pasa lui Adi Popa. Adi Popa. Bine, Andone. 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 Ce-ai, băiete, dai așa slab? Dar Adi Popa nu urmărește niciun balon. Adi Popa nu urmărește niciun balon, nu-mi dau seama de ce. Hai să pun arule. Nici vorbă de faul. Se ridică să pun arul până la urmă, dar mingea rămâne în posesia celor de la Tottenham. Răzvan Marin. Pantilimon. Din păcate, nu reușim să profităm de ocaziile care le avem. Bună recuperarea, Stanciu. Stanciu pentru Adi Popa. Mai poate sprinta Adi Popa, îl urmărește Walker. Bine, Stancu acum. Andone, Andone. Andone, Andone, Andone și Stancu. Ce faceți, ce facem cu atacul ăsta? Ce facem noi cu atacul ăsta? Oh, nu așa. Vine centrarea perfectă. Altul. Ăsta e gol. M-a lăsat mască Pantilimon aici. Cum să iei Pantilimon? Păi de capul și de inima mea. Ce face Pantilimon? Cum să iau un astfel de gol? 3-0. 3-0, suntem depășiți total. Adi Popa. Bine Adi Popa. Hai și cu pasa, Chiricheș. Avem câteva veri slabe, rău de tot. E Gardoș, e Chiricheș, e Andone momentan, care nu face nimic. Iau, te pasă pe Gardoș. Uitați-vă, pasă pe Gardoș.
Hai să nu primim și cel de-al patrulea gol, că ne bate lumea pe stradă. Ne bate lumea pe stradă. Tottenham! Pantilimon respinge balonul în corner. Mi-e greu la legendare și o să ne schimbăm pe orclas. O perioadă, măcar sezonul ăsta, ne schimbăm pe orclas până ne acomodăm. Până mă acomodez cu stilul de joc. N-am ce să fac altceva, îmi pare rău. Am crezut că pot rezista la legendarii, dar iată că nu pot rezista într-un campionat atât de mare. Bine, acum Rotariu. Rotariu, mai departe, Adipopa. Adipopa avansează și își bate joc de fază. Bine, tot el încearcă recuperarea, cu presiune la Hugo Lloris. Hugo Lloris! Doamne, nu cred că mingea aia a putut trece pe acolo. Nu cred că a putut trece pe acolo acel balon. Henderson, urmărit de Gardoș. E și Răzvan Marin aici. Răzvan Marin este un jucător bun. Un jucător ce până acum a evoluat bine și nu mă așteptam. Nu mă așteptam ca Răzvan Marin să facă astfel de meciuri. Suntem pe final, 3 minute. Arată de la marge 3 minute în care tot mai poate da un gol pe lângă poartă. Total depășiți. S-au răzbunat, să zic așa. Când i-am bătut cu 2-0, iată acum se răzbună Tottenham. Radu Ștefan. Aruncare de la marge, se termină partida. Vă modifica la orclas, e mult prea greu momentan la legendari. Încă nu m-am obișnuit cu stilul de joc al jucătorilor, să zic așa. Asta este, n-avem ce să facem. Un camion mult mai greu decât mă așteptam. Un camion mult mai greu decât mă așteptam. E normal, de cel mai bun cam, mă refer, meciul mai greu decât mă așteptam. Canatul oricum e cel mai interesant, cel mai tare din Europa, așa că n-ai ce să faci. Noi trebuie să avem grijă. Nu știu Chelsea ce va face în continuare, haideți să vedem. Noi vom juca cu Leicester. Chelsea încă n-a jucat. Totuși are două meciuri restante. Chelsea suntem în continuare pe prima poziție, ceea ce e bine, dar e un campionat strâns, meciuri grele. Leicester-ul periculoasă ca de obicei. Ne-au bătut, o să jucăm oricum la orclas de acum înainte, până la finalul sezonului. După vom trece la legendarii. N-avem ce să facem. Îmi pare rău, băieți. Reușiți să învinge Hull City dată. Luăm bătaie de tot, am într-o parte extrem de grea. Eu am fost X-Breaker. Nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!